Inițiativa legislativă conferă posibilitatea ca în funcție de opțiunea solicitanților pașaportul simplu electronic să fie expediat la domiciliul titularului sau, după caz, la cel al persoanei care a formulat cererea, sub condiția ca aceștia să suporte cheltuielile de expediere aferente. Aflat în dezbatere, proiectul de lege poate suferi modificări, însă potrivit reprezentanților județeni a Oficiului de Eliberare a Pașapoartelor din cadrul instituției prefectului Sălaj, această formă de schimbare, modul de eliberare a pașapoartelor pe care o presupune proiectul de lege, este binevenită atât pentru beneficiari cât și pentru instituție. Potrivit lui Ionuț Prodan, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Sălaj, această metodă ar facilita modul de eliberare a pașapoartelor și ar diminua cozile de așteptare care se produc periodic la Oficiul de Eliberare a Pașapoartelor. Mai mult decât atât, sălăjenii care sunt plecați în afara țării și vor să-și ridice de acolo pașaportul vor putea să o facă fără niciun fel de probleme, deoarece acest proiect dă cetățenilor posibilitatea de a opta pentru ridicarea pașaportului de la orice serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, respectiv de la orice reprezentanță diplomatică a României în străină, indiferent locul depunerii cererii de eliberare a documentului de călătorie.